Muzeul Maramureșean organizează și în acest an expoziția caritabilă Mărțișor, tradiție și simbol, care face parte din proiectul Eu sunt Pui de Moroșan, ajuns deja la cea de-a 12-a ediție. Expoziția va fi vernisată mâine, începând cu ora 11, la Muzeul Etnografic al Maramureșului Francisc Nistor. Banii strânși din vânzări vor fi folosiți pentru a o ajuta pe Trifoi Maria Justina, o fetiță de 3 ani care a suferit arsuri foarte grave în urma exploziei de la o rulotă tip fast food de la Botiza. Pentru ea urmează un drum lung de recuperare și are nevoie de sprijinul comunității. În fiecare an, sute de copii din școlile și grădinițele din Sighetul Marmației confecționează mărțișoare care sunt expuse apoi la muzeu și puse spre vânzare pentru o cauză caritabilă. În acest an s-a alăturat proiectului și asociația Dăruim și Nedăruim.